Eu pot spun că este un sondaj interesant, are o idee interesantă, dar din punctul meu de vedere, procesul de emigrare și de integrare în cadrul unei societăți este un proces complex și divers. Eu cred că ar trebui să împărțim în trei zone, zona Federației Rusă, zona Europa și să vorbim de continentul american, America și Canada. Dacă vorbim de Federația Rusă și de Europa, eu cred că emigranții poate o reveni un procentaj mai mare să vor reîntoarce în țară. Atunci când ne referim la emigranții din Canada, Statele Unite, este un pic mai greu să mă expun asupra acestui subiect, fiindcă toți emigranții care vin în Canada se ciocnesc cu procesul de integrare în primul an. Deci dacă ei au reușit după primul an să se integreze, să se afirme, să-și creeze o familie, un loc de muncă în Canada și America, atunci este foarte de greu de presupus că ei se vor întoarce cândva în Moldova. Din informația pe care o dețin, procesul de emigrare și de integrare în Canada este mult mai complicat acum, la momentul de față, comparativ cu 5-6 ani în urmă. Deci dacă acum 5-6 ani în urmă emigranții primeau ajutor pentru cursuri de franceză, francizare, primeau o bursă, puteau să meargă să facă francizare și după aceea să facă facultatea, servicii, casă, acum toate acestea s-au redus, practic s-au redus la maxim. Pentru a emigra trebuie să faci cursuri aici în țara de baștină, să obții un certificat care se numește TEFAC, parmi, dacă nu mă greșesc. Este ca un fel de TOEFL, numai că în limba franceză, și numai după ce obții o medie stabilită de ei la cunoașterea limbii franceze, atunci poți să emigrezi. Ca să nu mai fie guvernul canadian obligat sau într-un fel să plătească bursa aceasta pe care o plăteai. Iar în general, în momentul deja când ai emigrat și ai ajuns în Canada, nu este foarte complicat, poți să te înscrii la facultate, ai diferite ajutor, burse pentru studii, poți iei, cunoscând limba deja poți să te angajezi în câmpul muncii, nu este atât de complicat. Dar e un pic mai greu referitor la 6-7 ani în urmă. Deci aș vrea să menționez, Fotbal Club Moldova este în primul rând o asociație, asociație non-profit, asociație sportivă. La baza acestei idei a fost să creăm o asociație sportivă în cadrul căreia să jucăm fotbal, să jucăm, eu știu, tenis, basket. Deocamdată ne-am axat și doar pe această echipă de fotbal, fiindcă amatori altor genuri de sport nu prea s-au găsit. Revenind la întrebarea campionatului de fotbal, din grupul sau echipelor de diasporă, cred că e o idee și o propunere nu bună, dar extraordinară. Ar fi un mod de a ne a concura cu alte echipe din cadrul diasporei, de a ne revedea. Noi chiar colaborăm cu unele echipe prin Skype, prin diferite metode, rețele de socializare. Mai sunt echipe, știm, în Italia, în Irlanda, în New York, în Rusia, și ar fi o idee foarte bună. Dacă ar fi susținută la un nivel mai înalt, eu cred că ar fi foarte, foarte bine. Chiar toți membrii acestea, am discutat cu băieții din echipa noastră, ar fi de acord să vină. Eu știu, cazarea nu ar fi o problemă, toți sunt de aici, doar organizatorii, că știu organizarea, terenurile, toate chestiile astea.